Anul 2014 vine cu vești bune pentru angajatori. Statul stimulează și încurajează încadrarea în muncă a șomerilor, absolvenților de studii, a persoanelor cu handicap și a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin oferirea de subvenții angajatorilor. Am reușit să centralizăm datele privind ocuparea forței de muncă în județul Vâlcea după 4 luni de zile. Am avut 9660 de șomeri cuprinși în programul nostru de ocupare în cadrul măsurilor active pe care le derulăm. Și dintre aceștia 9660 am avut peste 2500 de șomeri încadrați în primele 4 luni prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. Dintre acești 2500, 520 de persoane s-au încadrat urmarea celor două burse pe care le-am organizat în martie și aprilie, respectiv Bursa Locurilor de Muncă Verzi și Bursa Generală. În cadrul acestor burse, noi am acordat și subvenții angajatorilor care au încadrat persoane peste 45 de ani sau unici întreținători ai familiilor monoparentale. Și o altă categorie a fost cea a absolvenților de învățământ, promoția 2013. Iar în continuare intenționăm să alocăm bani pentru subvenționarea locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează persoane marginalizate social, pentru că au apărut normele la fosta lege 116, care acum a fost cuprinsă în legea 76/2002. Pentru aceste persoane se acordă pe o perioadă de, începând de la un an până la 3 ani, o subvenție lunară egală cu salariul de bază pe care îl are șomerul respectiv, putându-se ajunge la o limită maximă de 1000 de lei pe lună. Și mai trebuie precizat faptul că șomerii trebuie să se regăsească în categoria de vârstă 16-26 de ani.